Salutare, tu sunt Cristi și aceasta este Underground Survival, o hartă nouă de survival, ne, îți dai seama după nume, Underground Survival, care este menită să înlocuiască seria de Exceptional Attitude pentru că mă plictisisem și nici nu eram foarte motivat, așa că îmi cer scuze pentru asta, dar promit că o să pun mai mult efort și suflet în această serie. Dacă mă ajutați și voi măcar cu o motivare acolo, hai, nu știu, cred că putem să strângem măcar 500 de like-uri la acest episod, nu? Hai că știu că putem, cum să nu putem. Bun, am luat această hartă de pe net, o să aveți link-ul în descriere de la hartă, măcar în primul episod, că nu cred că mai pun și în al doilea. Și hai să vedem ce avem pe aici. În primul rând, alege dificultatea, hai să mergem pe medium, nu mergem noi pe hard sau nici pe easy. Citește regulile. Trebuie să închizi astea clouds, ok, sunt închise. A, da, corect, am fost în exception altitude și era un uriaș și da. Nu te du un nether, n-are parte din hartă, adică mă rog, nu e parte din hartă. Și render distance cel mai mult la 15 ceancuri. 12 zic că e bine. Please reader-ul, astea sunt, pardon. Hai să vedem. Check out these awesome maps. Special thanks to Nate Bird. Ok. Ready? Click the button below. Ok, hai să începem. De fapt, am aici o carte cu achievements. Underground Survival. Make a wheat farm, make a melon farm, make a cow farm, craft a fishing rod, catch fish. No, doamne. Catch five fish. Catch five. Fishes? Nu era fishes plural la fish? Fishes. Sau e... Stai că nu-mi dau seama. E substantiv cu sau fără... stai așa. Fish versus fishes. The plural of fish is usually fish. Ok, deci aparent... bine, ce-i drept? E drept. Aparent, fish, e pluralul de la fish. Deci, chestia asta e bine de știut pentru că, sincer, nu știam. Dețin-o minte. Make a full iron armor set. Ok, deci trebuie să ne facem un set întreg de armură de iron. Să faci un set întreg de armură de aur. Să craftezi un diamond block și să craftezi un emerald block. De fapt, stai, ce? Astea sunt toate? Serios? Ok, ceva destul de micuț și whoop. Ok, suntem în ceva... shit. Suntem în ceva cameră. De unde bănuiesc o să începem? Avem un wooden pickaxe. Doamne ajută de sapling-urile astea. Că mi-a dat mai multe, adică știți, putea să nu-mi pice chiar de-n prima. Am ceva lemn. Mă rog, hai să vedem cum le aranjăm. Prima, a doua, ăsta lăsăm aici, deja am văzut astea, ce am nevoie. Hai la treaba noastră acum. Spargem asta și... wow, wow, ok, deci deja văd câte ceva. Deja văd pe aici iron. Bun. Ok, o să fie destul de simplu să completăm chestii și opa. Stai așa, în primul rând văd acolo ceva, dar nu cred că putem să explorăm. Bine, putem să explorăm momentan, dar de preferat să nu. Ok, uite și pe aici emerald. Ok. Ok, e cam plecat, nu mai stau. Văd că nu e chiar cel mai drăguț lucru. Cred că ar trebui totuși să încerc să minez niște lemn. Ah, fuck. Oh, fuck this shit. Ok, trebuie să încerc să minez niște lemn, doamne, niște coal, să fac torțe, să nu se mai spawneze. Uitați-vă și voi, se spawnează în draci! Shit. Ok, văd banner-e pe aici, o casă. O casă în care nu-i nimic. Fuck it. Oh, doamne. Ce s-a spawnat? S-a spawnat un wither skeleton. Oh, doamne. Ah, shit. De ce? Doamne, iartă-mă. Câtă viață mai am? Nu mai am viață. Ia-o la și-am plecat. Ia-o. Oh my fucking god. Ah. Yoi, what the fuck, mate? What the fuck? Bă, nu e bine. Stați, draci, trebuie să găsesc o metodă să... Uite un chest. Hai să luăm chestul ăla. Ha.
Oh shit. What? Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Îmi place cum era gen ăsta lângă mine și am stat acolo și i-am furat și avea în chest, like a boss, și am plecat. Ioi. Fuck, cum s-a spawnat ăla în capul meu, mamă, ești nebun. Nino nu m-am speriat, sunt un tip foarte curajos și chestii de-astea și bă, trebuie să găsesc un loc în care să-mi fac dracu gaură în perete. Dar nu lângă lavă și nu unde să mă... Greu viața. Greu e viața. Ok, uite un anvil, ceea ce e fain. Sper să-mi fi picat ceva fortune pe aici. Mă rog, uite aici o să facem prima noastră casă. Ceau, cred că o să facem o groapă, mama ei de groapă și să-mi văd treabă. Așa. Să am grijă. Shit, 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 shit. Mă simt așa din siguranță. Raf, doamne. Am un cartof. A picat un cartof. Stai, cartoful ăsta l-am lootat? Sa, adică cartoful ăsta a picat de la un zombie sau mi-a picat mie? Adică mi-a picat, mi l-au dat într-un de ăsta. Holy shit. Huh. Dar chiar, dacă vreți să mă ajutați, lăsați în secțiunea de comentarii, pentru că eu n-am fost atent. Bine, de fapt, aș putea să mă uit în clip, dar... Ne, lene, știți cum e. Nu, serios, dacă vreți să mă ajutați, lăsați în secțiunea de comentarii, pentru că mai mult ca sigur o să uit și în episodul următor o să fie ceva. Hei, uite un cartof. Așa mă acolo să-mi uitesc. Damn. Drăguț. Bun, punem aici. Cred că le-am pus, dar le-am mâncat. Măcar să arate și știi, stylish-ul ăla. Uitați cum se duce prima tranșă de lemne, să zic așa. O să am nevoie de un pickaxe de stone. Și hai să-i dăm bătaie. Trebuie să plantez neapărat niște copaci. Să găsesc niște... dirt. Și să... pun pe aici pe acolo. Și stai așa. What the fuck? Zicea că să facem o fermă de vaci. Cum n-ai bine să facem fermă de vaci fără vaci? Că n-am văzut nicio vacă. Sau erau vaci și eu n-au le-am observat pentru că eram prea ocupat fugind de mobi. No, bun. Momentan o groapă atât pe atât e bine. Ai zice că aș avea nevoie de un pad, da. Da. Nu cred că contează când... Nu cred că mai contează să dormim sau ceva. Bun. Hai să văd. Păi bănuiesc că asta o să fie o cameră cu chesturi, furnale și chestii. Și basically o cameră în care să am grijă să nu mă violeze mobi prin orice orificii. Bun. Pe ăsta luăm cu mâna de aici. Și putem să craftăm deja ceva iron, adică mă rog, să craftăm, să prăjim. Nu prea am lemn, deci lemnul o să fie o mică problemă o vreme. Așa, hai să facem două d-astea. Și acum ce? Instant health, instant health, asta nu e bine. Respiration și atât? Parcă mai găsim una. Ok, am respiration. Chestie care cred că o să fie utilă, pentru că nu cred că mi-ar da așa ceva pe degeaba și fără să am nevoie. De obicei, chestiile astea cu respiration, bla bla bla, sunt chestii de lux. Oh, shit. Ok, hai să mă duc și să pun în zona asta, măcar, să fie... Fuck. De unde trage? De unde trage? Nu știu de unde tras. Adică sunt atâtea locuri de unde putea să trag, încă nu mi-am dat seama de unde tras. Damn. Așa, așteptam să îmi devină viața. Sper să nu mor totuși. Mă, poate totuși aș avea nevoie de un pat pentru spawn point. Dacă omor suficienți. Păi ai gen, zic că e suficient și am deja destule oase. Cât să spawnez măcar un copac, zic și eu. I don't know. Aș putea să iau totuși asta de aici. Da, aș putea. Opa. Battle. Băiatul, nu vrei o sabie peste bot? Hai că știu că vrei. Uite, e ascuțit, are un gust ascuțit. Mă rog. Pe cât de ascuțit, poate să fie bucată de lemn ascuțită. Aoleo. Cum să-i dai mâna asta damage? Îl omor și tu în 5 ani cu sabia asta. Gata. Și vă dați seama că... Acum... De fapt, știi ceva? Asta e că bag eu aici un... YOLO, chestie ceva
Și mă duc, dau un sprint și o să pun o leacă de... Uite, cum au picat aia. O să pun niște torțe și cu cât trece mai mult timp, cu atât o să pun mai multe torțe pe aici. Momentan vreau să am torțe în zona asta. Gen neapărat. Bun, de aici ce facem? Sincer, aș lua asta să fac copacul aici, dar o să iau asta. O să vin aici. Așa. Să fiu sigur. Apoi pickaxe. Ce pickaxe? Doamne, sapling. Perfect. Perfect. Îmi place cum sunt ăștia aici doi. Oh, shit. Îmi place că ăsta sare numai ca să mă lovească pe mine, maybe. Aș vrea chestia aia. Fie. Ioi. O să pun aici totuși aia să mai rămână blocați. Cred că îmi fac un topor. Oh, doamne. Mă, da. Parcă ăștia trăgeau mai bine, scheletici, naibii. Opa. Te-am vorbit prea repede. Ok. Să folosesc asta să-mi prăjesc mâncarea. Nu prea aș fi vrut să o fac așa de vreme, dar... Hei. Momentele disperate cer măsuri disperate. Acum e timpul să-mi demolez din casă numai ca să iau căulul de aici. Pentru torțe. Hai de capul meu să vă țineți distracție pe capul meu când o să trebuiască să fac casă pe aici. Oricum, vreau să pun torțe peste tot, gen să nu mai spawneze mobi. De fapt, nu, asta nu-i bine, fac că am murit. Și asta e povestea despre cum am murit prima dată. Sau nu, sau nu, sau nu. Yes! Oi de capul meu. Oh, da. Well, wow, n-am apucat să fac decât o bucată. Wow. Sunt curios dacă apucă să prăjească ceva. Hai că merge. Așa. Shit. S-am nevoie de lemn. Gen, primul meu lemn cred că o să ducă într-o ușă. Efectiv. Shit. Momentul ăla când realizezi că ai făcut un căcat, că ai folosit toate nenorocitele de bețe ca să craftezi un... Nu ca să craftezi când ziceai, ba da, ca să craftezi torțe. Și acum te omoară astea. Și tu ești cea gen? Da. Plus că să nu uităm că eu voiam să fac un topor ca să tai mai repede lemnul. Bineînțeles că acum nu mai am niciun băț așa că o să trebuie să-l tai cu mâna. Dă-i bătai. Oh da, atâta acțiune. Minecraft at its finest. Spărgând un topor, ce dracu am mai zis, mă? Spărgând un topor. Copac. Spărgând un topac. Copac. Cu mâna. Hai, serios, acolo intri. Deci, serios, tu te... Omni ferește, bă, ăștia-și bagi joc de mine. În ultimul hal, chiar. Hai, da, du-te, mă, cum dă tu-și de unghiul ăla? Mă, tu te... Mai am nevoie de bucată. Vezi ceva, fac de shit, ăsta e... Așa. Ce voiam să fac? Prima dată vreau un topor. De fapt, prima dată vreau o sabie. Și fac un topor de piatră ca să nu irosesc resursele, că... Bine, recunosc că e în subteran, deci bănuiesc că nu e așa mare problemă să... Faci un de-asta, cum se numește, să faci rost de iron pentru că de... Oh, serios, frate? Serios?
Te spawnezi până și acolo. Așa de jegos. Oh, shit. Și bineînțeles că nu mai am regenerare. Bă, ești nebun, mai devreme când ziceam că sunt 3. Mai de cap, cum mă bat eu cu 3? Și-mi scade și hunger-ul. Și gândiți-vă că ăsta e normal. Ok, oh, shit. Băi, cum am văzut chestia aia venind spre mine așa, știam că acolo o să mor. Știi, am văzut așa săgeata aia venind în slow motion și fuck it. Bă, serios, serios, gata, fraților, ajunge, nu mai. Mamă, cum s-au împrăști? Prea mulți mob nenorociți în mama lor. Nu. Nu cred că am luat toate chestiile, nu? Ce-mi lipsește? Fuck! Nu contează ce lipsește momentan. Hai să facem un chest. Să punem toate lucrurile acolo și damn. Și cred că trebuie să mă aventurez înapoi după asta. Fuck! Fuck this shit, mate. Fuck it. So hard. Puteam să dau o poțiune de insta-health. Ok, să bag mâncare de asta putrezită numai cât pentru regenerare. Mama, e de treabă că trebuie să mă duc să văd dacă mai am ceva de recuperat. Cred că așa o să iau. Și când zic că cred, vreau să zic că sunt aproape sigur. Măcar să mi se regenereze viața full și după aia pot să mă duc. Uite-l și tu, pal naibii nenorocit, cum stă acolo. Poți să-l bag cu mâna. De fapt, stai, cred că îmi scade hunger-ul dacă fac de-astea. De fapt, îmi crește hunger-ul. Eu nu înțeleg de ce toată lumea zice scade hunger-ul, pentru că știi când ți-e foame, cam îți iei, știi, hunger e foamete, cam crește foamete, că nu. Hai de capul meu, mă. Băi, măcar știu că nu o să fie problemă de level așa mare. Uite, știi tu cât sunt. M-am nevoie de ușă neapărat. Și gen să fie una pe care să pot pe care să o pot accesa foarte repede. Ok, deci doar două discuri am pierdut. Sincer, nu știu dacă m-ar fi deranjat așa de rău. Dar m-ar deranja destul de rău dacă aș muri acum, așa că ar fi bine să le recuperez, să mă duc și fără să-mi iau damage. Ok, nu mi-am luat damage. Ioi. Bun. Hai să spargem ăsta. Hai, mă, pe bune. De unde dă? De unde nici nu contează. A intrat unul. Serios. Serios, uite și tu. De uite. Uite. Să moară și yep. Așa. Măcar acum nu mai mă pot bate aici. Băi, serios. Știți ceva? Eu îmi bag ceva în ea de treabă. Deci nu, fără niciun mișto. Eu, ia că fac eu aici o chestie de genul. Deci, mă jur, episodul următor, aduc aici un copac, îl cresc și să dea dracii dacă plec fără chestia full. Ok. Sunt curios cam de câte blocuri ar trebui să fac. Cred că vreo 7 blocuri înălțime ar ajunge. Și cred că și 6 ajung, având în vedere că e vorba de oak. Ok. Of. Mai găsim și iron. Facem chestii. Bă, deci nu, serios, eu stau aici și o să minez până apuc să-mi fac și eu ceva chestii de calitate, pentru că așa nu mai merge. De fapt, stai, n-aveam niște bețe. Nu mai avem bețe. Bun. Și cred că ar trebui... Serios. Ok. Trebuie să am grijă să pump aici torțe. În ultimul hal. Of, ok, băi, deci eu hai că o să fac aici o zonă de-asta de minat, să am grijă. Și, de fapt, nu de minat.
De crescu cu copaci. Ah, ok. Dar întâi aștept să mi se regenereze HP-ul. Însă, până la data am fost Cristi. Cam asta a fost și pentru episodul de astăzi. Dacă vă place această serie și vreți să vedeți mai multe episoade noi, stați să apăsați butonul de like. Sper să aveți parte de o zi bună. Bye, bye.